Primarul municipiului Târgu Jiu a cerut de mai mult timp această acțiune de dezinsecție, dar spune că s-a lovit de refuzul conducerii DSP. Am înțeles că veți avea o acțiune în ceea ce privește țânțarii, că avem o mare problemă. De asemenea, este o problemă care n-am putut să o rezolv din cauza că, mă rog, unii oameni care reprezintă anumite instituții sunt obtuzi în ceea ce privește modul de a privi lucrurile și de a gândi. Deci, efectiv, cei de la Direcția de Sănătate, în frunte cu domnul Boieriu, s-au opus în continuu. În continuu s-au opus. Care este problema? Că ei nu dau aprobare pentru așa ceva. Până când m-am supărat, pur și simplu m-am supărat și am trecut la discuții așa mai principiale, mai neprincipiale, că până la urmă și asta fac parte din actul de conducere, și le-am arătat cu degetul că la DEVA se poate și la Craiova se poate. După dezinsecția din spațiile verzi, ar trebui curățate și subsolurile blocurilor, unde mișună nu doar șobolanii, ci și o specie de gândaci care invadează blocurile și zonele pietonale odată cu lăsarea întunericului. Operațiunile de dezinsecție la subsolurile blocurilor ar trebui făcute de către asociațiile de proprietari. Pe data de 16 am stabilit, am planificat, vom avea, să vedem când se va organiza, dimineața sau seara, după o anumită oră, se va trece la deratizarea suprafeței orașului Târgu Jiu. Dar, cu această ocazie, fac apel către toți administratorii de asociații să facă rost, cum or putea, de bani, să stea de vorbă cu cetățenii și acolo unde este cazul, să facă deratizarea dumnealor la subsoluri și pe scări. Că degeaba facem noi, putem să facem și cu avion de nu știu cât și cu elicopter și noi, degeaba facem noi deratizare pe toată suprafața, pe zonele verzi, dacă nu concomitent se face deratizare la fiecare bloc cu probleme. Din păcate, de cele mai multe ori, asociațiile sunt reticente în a angaja firme de profil care să elimine insectele nedorite. Primarul face un apel către administratori să urgenteze aceste dezinsecții, astfel cele efectuate de municipalitate vor fi făcute în zadar.